Bună ziua, dragi colegi, prieteni! Astăzi eu aș vrea să mă opresc asupra unui teme interesante, anume asupra tipologiei epocii moderne timpurii și a încadrării țărilor române în această epocă. Încă din perioada Renașterii, istoricii renascentiști au observat că de pe la sfârșitul secolului XV, început secolul XVI, în istoria Europei începe o nouă perioadă. Și e perioada asta, o numită Istoria Nouă. Istoria Nouă. Mai târziu, de acum când s-a format istoriografia modernă, această perioadă a fost numită Epoca Modernă, care cuprinde o perioadă destul de îndelungată, din început secolului XVI-lea până la primul război mondial. Ea are două perioade distincte. Început secolului XVI până la Revoluția franceză și altă perioadă de la Revoluția franceză până la primul război mondial. Noi ne vom opri la prima perioadă, care e destul periodizarea e destul de discutabilă în istoriografie, chiar și azi, denumirea ei. Mai mult timp se considera că ea se termină odată cu Revoluția engleză. Acum mai mult se pune accentul că totuși se trece la epoca modernă propriu-zisă, începând cu Revoluția franceză. Această perioadă istorică a fost denumită diferit de istorici, chiar și acum. În istoriografia europeană se numește între medieval și modern, se numește prima modernitate, se mai numește și epoca modernă timpurie. Mai sunt și alte denumiri. Deci, eu totuși consider că mai corectă epoca modernă timpurie, așa cum avem și epoca medievală timpurie, deci avem partea timpurie și avem partea de acum centrală, adevărata epoci. Deci, vreau numai să amintesc că în istoriografia marxistă, periodizarea, după cum știți, era deci, pe formațiuni socioeconomice și în contextul acestor formațiuni, deci era, asta era epoca capitalistă. Pentru că era întâi epoca obștii primitive, mergea epoca stăpânilor de robi, feodale, și iată, asta era capitalistă și considera că trebuia să mai urmeze și imperialist. De acum e clar că aceasta nu poate să fie, pentru că o epocă istorică are o caracterizare multilaterală, chiar dacă am pune și am luat în considerație numai dezvoltarea social-economică, totuși nu, imposibil ca să nu vorbim despre multe alte momente și chiar în perioada sovietică se făceau simpozioane unde se atragea atenția că nu-i chiar corect. Iată istoricul Leonid Boicu de la Iași într-o conferință care a avut loc prin anul 69, vorbea că trebuie totuși pe epoci istorici, să vorbim de epocă modernă, care are elemente în cultură, în mentalități și așa mai departe. Deci, însă, o prezentare așa multilaterală a acestei perioade istorice, deci care noi am căzut de acord să fie de la început secolul XVI până la Revoluția franceză, deci a fost prezentată de istoricul german Werhauser. Deci Rudolf Werhauser a determinat elementele tipologice ale epocii respective. Adică în viața economică el stabilește că în vremea aceasta deci apar
tendințe caracteristice economiei de piață, schimbului de mărfuri între diferite regiuni ale Europei și se formează economia universă europeană, care are centrul ei, care e Europa Occidentală, mai corect, Europa Occidentală de Nord, și respectiv regiunile periferice. Cele care produc marfa și cele care sunt centrale, de acolo vine de acum, deci mărfurile industriale, respectiv, care vând la periferie. Deci se formează așa, deci capitalismul din centru și cel de periferie. Cel de periferie are caracteristicile lui și cel de centru, desigur, ca lui. Dar comun este că în această epocă, în viața rurală, deci țărănimea încă rămâne, deci într-un număr redus, care suferă de lipsa de produse destule, care suferă din cauza diferitor deci epidemii și războaie și așa mai departe, era destul de slăbită, și anume în perioada aceasta izbucnesc războaie mari, cum a fost războiul cel de 30 de ani, din 1618 până în 48, care a distrus foarte mult centrul Europei, are în vedere, deci, zona Germaniei de azi, Poloniei, și desigur că mari proprietari, atunci ca să poată produce cât mai mult produs, că nu ajungeau, deci a recurs la șerbirea țărănimii. Așa se numește în istoriografie a doilea șerbirii de la Iez de Elba. Deci asta era viața urbană. Desigur că în vremea aceasta în orașă, deci în Europa centrală și occidentală se formează burghezia orășănească, deci negustorească, deci producătoare meserioasă. În Europa orientală, burghezia orășănească, de obicei, de regulă, era alogenă. Iată, de exemplu, în Polonia, mai ales Ucraina, Moldova, Transilvania, în mare măsură era populație evreiască. Deci, nu în epoca respectivă, în regiunea de est, deci, în principiu, nu vedem o formare unei stări a treia din populație etnică națională. Totodată, în această perioadă, biserica încă ține în mână învățământul, viața spirituală, însă, în domeniul religiei, în această epocă, se formează confesiuni protestatare. Confesiuni, secte, deci începe reformația, care a avut un mare tot rol în trecerea la epoca modernă. Deci, categoriile dominante în perioada aceasta se păstrează ca și înainte starea lor fără schimbare, însă în privința monarhiei, monarhia deci autoritară trece spre monarhie absolută. Deci, statul își dezvoltă suveranitatea și o demonstrează în această perioadă în relațiile cu alte state, așa, și începe expansiunea țărilor de nord spre spațiul comerțului transatlantic. Iată așa, în linii generale, noi, ce vedem noi în epoca modernă timpurie. Acum, să vedem, cum am spus de la început, că era
capitalism începea să formeze relații de piață în regiunile periferice. Iată așa o regiune periferică, erau țările române. Țările române, deci, erau la hotarul dintre două economii univers, economia europeană și economia otomană. Cea otomană cuprindea întreg spațiu balcanic, știm, așa, și Asia Mică, cel european, despre care am vorbit, de acum era toată Europa. Țările române întrețineau din această perioadă, încep să întrețină relații strânse cu economia universului europeană. Ce a determinat această înclinare spre economia universului europeană? Aici este că așa numită revoluția prețurilor. Din America s-a adus metale scumpi, au căzut prețurile în Europa la produsele agricole. În schimb, aici, în zona noastră, prețurile erau constante sau foarte încet mergeau spre schimbare. Deci era destul să cumperi un bou cu 5 galbeni și o să-l vinzi la Gdansk cu 40. Desigur că era, până la Jânjei acolo, era mult cheltuieli, dar totuși foarte mare. Și desigur că ar fi avut mult de câștigat țările române dacă n-ar fi fost alt element despre care eu am spus, economia univers otomană, care stabilea prețuri fixe la produse care se vindeau, care impunea să vândă aceste prețuri. De asemenea, cerea produse la prețurile prefixe prin ordine politice și așa mai departe. Deci banii cei mulți care veneau din Europa Centrală de apus, în mare măsură se duceau în Imperiul Otoman. Iată, asta era ceea ce stagna includerea noastră în modernitatea din purie europeană. Asta stagna foarte mult. Turcocrația. Iată că, deci, în aceste condiții, țările române se includ cu întârziere în sistemul modernității europene și cu anumite specifici. Aceste specifici au fost cercetate în plan economic de cunoscutul istoric Bogdan Murgescu, așa, istoricii ieșeni, deci Gheorghe Platon, Florin Platon, așa, și, deci, și alți istorici cunoscuți, nu, mai ales, deci, Răzvan, din punct de vedere a culturii, deci o mare merită e parține Răzvan Teodorescu. Deci ce-au stabilit ei? Deci că se poate vorbi aici de începutul modernizării numai prin pătrunderea la noi a elementelor culturii noi moderne care se forma. În unele momente ele le putem găsi, în unele momente le găsim, începând cu domnia lui Lăpușneanu, așa, Mihneștilor, țara românească, așa, respectiv, cu activitatea lui Olahus în Transilvania. Deci, dar, deci, mai mult în artă, perioada aceasta, vedem, dar nu putem spune că și în învățământul laic, în general, în cultură. Aici, desigur că în privința culturii, deci, noi știm că deci, când pe la mijlocul secolului XVI, așa, s-a încercat de a face, de a introduce o școală laică, să zicem aici, așa,
Deodată, deci, boierii au spus că asta nu corespunde tradițiilor, obiceiurilor țării. Nu merge așa ceva. Da. Deci, nu mai putem vorbi de o schimbare a situației sfârșit secolul XVI, început secolul XVII, când dispar domniile și ereditare care erau la noi, mușatinilor, așa, acolo, basarabilor, când, deci, din boieri așa îndrăzneți, bogați, cum erau mobiliești, vin la domnie și, principal, în vremea aceasta, se schimbă componența boierimii. Boierimea cea luptătoare, deci care noi eram perioada lui Ștefan cel Mare, așa, lui Alexandru cel Bun, Vlad Țepeș, deci ea este înlăturată, chiar noi știm că Lăpușneanu și Mihneștii au omorât boieri, mare tăietură de boieri, cum spune, așa. Vine o nouă boierime. Foarte interesant, cronicar spunea că vin muzici grași, șmecheri. Iată acești grași șmecheri, care prin diferite căi pătrund la domnie și își capătă principalul venit din funcțiile care le ocupă, din dregătorii. În rândul lor pătrunde foarte mult tot negustori levantini, greci, care, ca să fie boier moldovean, ormuntean, ei se însurau cu o fată dintr-o familie veche boierească și în felul ăsta ei erau de acum pământieni. Sau la noi venit, de exemplu, Vasile Lupu, așa, tata lui, pe urmă el, și a ajuns domn, după cum știm, și chiar avea tendință să devină și monarh absolut, însă nu s-a întâmplat asta, de acum se facă după cum e modernitatea în Europa, unde era absolutismul. Așa? Deci el încerca să facă așa pe principiile tradițiilor bizantine. Deci, iată, această nouă boierime intră în contact, se ocupă cu comerțul, deci Europa Centrală, v-am spus că Europa de răsărit era cea care trebuia să producă produse agricole pentru Europa apuseană, unde era industria. Deci trebuia grâu, animale, așa, în primul rând. Grâul se producea pe moșiile cele din Polonia, deci Prusia, unde țărănimea a fost înșerbită, așa, și se forma așa niște gospodării agricole, se numeau folvarcuri, folvarcuri. Țările române, ca să exporte încolo grâu, era foarte greu. Dar cu toate, chiar acolo se producea. Nu e nevoie, dar vă închipuiți cât e de greu să duci cu caroi, cu boi, așa. Era foarte ușor de aduce animale. Și iată că de la sfârșitul secolului XVI, secolul XVII, este chiar de la mijlocul secolului XVI, în unele cazuri, se formează crescătorii de animale, braniște așa numite. Eu o să vă aduc un exemplu, braniște Bohotinului. Dacă ne uităm pe harta de astăzi, între Bălți și Chișinău, tot spațiul ăsta, satele au fost alungate și Alexandru Pușneanu și-a făcut o crescătorie de vitini, unde avea 12.000 de boi. Uiți, se vindea. Aici este încă un moment. În istoriografia sovietică au observat acest boom. Și ei credeau că asta e de la formarea poporului, că românii sunt crescători numai de animale. În realitate, așa s-a fost un boom economic. Deci, o perioadă numită, așa, pentru că până la aceasta era, deci, o îmbinare era, deci, cultivării solului, cu cereale, cu creșterea animalelor, animalele erau tractive, de acolo se producea asta. Grâul se producea numai că era care era pentru consum,
adică cereale, mai corect să zicem, pentru că era așa, mieiul era unul din hrana principală atunci. Știți că până la apariția porumbului se făcea mămăligă din miei. Și Mihai Vodă era poreclit mămăligă Vodă. Atunci, băi, dar și mămăligă sau miei, da. Dar asta era pentru că se făceau din miei. Deci, iată, asta era situația la acest moment. Deci, această includere în piața europeană a avut și repercusiuni economice, culturale. Pentru că boierii vineau de acolo, care se cumpărau, vedeau ce e aici, de aici se duceau încolo, își trimiteau copiii la învățătură. Noi vedem în lista studenților universității de la Cracovia, familii românești. Așa, învățau pe la școli iezuite, cum a învățat Miron Costinu, Urechi și alții. Deci, în felul ăsta, pătrunde la noi, deci, cultura modernă de acum, europeană. Această pătrunde, însă, nu în forma ei renascentă, umanismul renascent. Noi știm că e perioada asta care era contrareformei. Secolul 16, 17, deci cultura baroc europeană pătrunde aici. Deci, iată, în forma aceasta a culturii baroce, așa, la noi, mai ales în Moldova, se formează o cultură, deci, națională, prezentată de așa personalități, cum era. Deci noi le cunoaștem toți, deci e vorba de Miron Costin, Nicolae Costin, Niculci, Dosoptei, Mitri Cantemir și așa mai departe. O așa boom, am zis chiar, a culturii nu se observă în țara românească în această perioadă. De ce? Ei, acolo era mai mult legată cu Europa de sud-est, spațiu balcanic. Deci, nu se formase mare boierime de proprietari mari, proprietari bogați care erau proprietari mari, care, deci, ar fi fost persoane independente, știți? Era mai mult o populație măruntă din punct de vedere social, multă negustorime și așa mai departe. Pe urmă, aceasta o să vedem la sfârșit, că ei așa au fost baza revoluționară acolo. Pe când aici, la noi, era baza aceasta aristocratică. Revoluția din 48 aici nu s-a putut desfășura. Iată aceasta se produce în cultură, vedeți acum. Deci, biserica se include activ în propagarea deci, iluminismului timpuriu, care, după un istoric canadian, Bouchard, el a fost aici, noi pe la Chișinău, deci cunoaște românește, a stabilit că în țările române, începând de la Dosoptei și până la 1780, când apare la Viena o gramatică românească, e perioada iluminismului timpuriu aici. Ce caracteristic pentru noi iluminismul timpuriu și în general iluminismul? Efortul de promovare a culturii, a învățământului, îl îmbină biserica deci, puterea laică. Ceea ce nu e în Europa, noi știm. Acolo chiar deci, se ajunge iluminismul, la bază, chiar ateismul, chiar noi vedem acolo, așa e? Anticlericalismul, mai corect, cred că am zis. Deci, iată că această îmbinare dă rezultatele ei. Că biserica aici e aceea care introduce limba română în biserică, în limbajul deci, bisericesc, terminologia deci, bisericească, și joacă un rol mare biserica în deci, unificarea limbii. Deci cărțile, la sfârșitul secolului XVII, secolul XVIII, principalele centre unde se tipăreau cărțile religioase erau orașele din țara românească. Nagovo, Bucureștiu, Buzău, iată,
Și aceste cărți vineau în bisericile din Moldova și Transilvania. Vreau să vă spun un moment foarte interesant, că și în perioada țaristă, în biserici, cărți care erau românești erau din țara românească. Și chiar în perioada interbelică, deci, iată să zicem, cunoscuți istorici, Paul Mihail și alții care au fost în bisericile noastre, când se uita carte, dacă e românească, din care citeau preoții, de unde era? De la București, Buzău, din centrele, din țara românească erau. Deci iată așa l-avea aici biserica, rolul care în Europa de acum nu mai avea acela rol. Ea nu se îmbina cu cultura laică, așa ca aici la noi. Deci iată aceste momente, deci principale a iluminismului timpuriu. Eu aș vrea încă un moment să mai atrag atenție aici. Este vorba de formarea unor mentalități în această perioadă, caracteristice acestei epoci. Mentalități și cotidiene care nu putem găsi șază unele elemente a lor. Deci, să o luăm așa de la început, pentru altele, s-a atras atenție în istoriografie, mai ales Răzvan Teodorescu, așa, formarea mentalității de tranzacție, sau cum relații de mentalitate de relații de comercializare, de tratativi. Această mentalitate tranzacționistă a apărut datorită turcocrației, cum eu mai zic, turcocrației, adică a dominației turcești. Deci românii au luat o poziție de a duce negocieri cu străinii, în primul rând cu turcii, de a-și păstra statul. Și aici n-au făcut balcanici. Noi știm că bulgarii, sârbii au luptat până la urmă, știi, și s-au pierdut statul și tot. La noi încă ce se întâmplă? Încă de prin anii 8, sfârșitul, de 1480, Ștefan cel Mare începe negocierile cu turcii. Iată, noi îți dăm atâta bani, deci 3.000, 2.000, 3.000 de galbeni. Voi nu vă amestecați în treburile noastre. Când turcii au devenit mai agresivi, suma se mărea, mai departe îi gădeam și mai mult, îi numeau domni, dar statul se păstra. Deci, interesant lucru, că de la început, dacă noi nu uităm în cronicile vechi, păgânii de turci, așa mai departe. Și vedem pe secolul XVII, erau înscripți pe biserică, pe aici a trecut slăvit un parat turc, slăvitul. Deci, se formează mentalitatea capul a plecat, sabia nu-l taie. Și iată această mentalitate, tranzacție, a fost caracteristică și mai departe. Mai ales și în relațiile cu rușii. Iată eu vitez documente din perioada războiilor ruso-turc 1806-1812. Aici rușii numeau un funcționar care era în pruntea divanului țării. Și boierii, orice mișcări a lor, trebuia să le coordoneze cu dânsul. Să vedeți cum se adresează. Preslăvitului, mult iubitului, dragului nostru, deci senator, a multor ordine și slavă, Kusnikov sau Krasnu Milošević. Iată această formă. Ce avea el în suflet când scria asta? Asta e una. Dacă nu scria, era alta. Alte forme de mentalități în această perioadă este așa numită mentalitatea de vitrină, de fațadă, de a se demonstra
Îți prezinți ceva, că ești cineva, dacă ai o funcție. Prin secolul VII, până atunci nu era așa ceva. Dacă aceia boierimi vechi, luptătoare, care abia Manu Ștefan, care s-au ruinat, au devenit țărani răzeși, dar totuși el, fiind țăran răzeș, avea aceasta, că el e cineva. Deci el trebuia să-i zic ce ia capitanii. Când venea un țăran simplu, el îl primea pe prispă. Când venea un răzeș, ca dânsul, îl primea ca și mare, să vadă. Iar boierii, din secolul XVII, început, să chemi arhitecți, ingineri, ca să le facă case frumoase, în stil baroc, coloane. Deci să vadă cine e el și casa lui să fie mai ceva decât a vecinului. Iată, aceasta se formează tot în această perioadă mentalitate. Ea continuă mai departe. De acum noi vedem în perioada basarabeană cum boierii își formeau conacuri care și azi, ca și la noi, centri de excursii, conacul Mănugbei, altele. Deci, iată această. Și, desigur, că așa se transmitea și la țăran, chiar înstăriți. El își făcea o casă să fie mai frumoasă decât a vecinilor. Zice să fie că asta e, el e cineva. Și era încă una, că fiind înjosâți de cuceritorii străini care suferiau de ei, românii tot mai mult caut să demonstreze că ei nu sunt cei care îi au de niște supuși robi, că ei sunt un popor deosebit, sunt urmașii Romii, că limba lor e cea mai frumoasă din împrejur. Deci, și în cultura românească se face o. Deci, Răzvan Teodorescu a vorbit, deci, așa o repartizare. Deci, cultura elitară e Moldova. Aici se formează clasicii care deservesc întreg spațiul românesc. În Valahia, unde am spus mai înainte, era deci, o populație foarte așa diferențiată, deci multă sărăcime era pe la oraș, deci se formează ideile revoluționare. Bălcescu acolo, așa, Revoluția din 48, unde e cel mai tare țara românească? Dar Moldova s-a adunat o leacă acolo, o strigat pe la curte și i-o alungat și s-a terminat cu asta. Și se investe și a treilea centru de rezistență națională, de afirmare a românilor, zice Transilvania. Deci, ideile au pornit, desigur, din cultura elitară din Moldova. Cantemir, noi știm, a fost cel care a demonstrat originea romană, știți, cronicul romano-moldovlahilor. Aceste idei au fost dezvoltate în Transilvania, de așa numită școală ardeleană, care deci, a demonstrat deci, latinitatea limbii, originii, etnogenezei și de acolo s-a revarsat în cele române. Deci fiecare regiune românească o completa pe cealaltă. Și când s-au unit împreună, au făcut această cultură unică românească. Dar la bază toate au avut cultura unică populară, care era încă de la formarea țărilor românii. Iată că, cum vedeți, deci modernitatea a format mentalități, concepții, viziuni, care s-au păstrat și în perioada de acum modernității dezvoltate. Deci în perioada după Revoluția lui Tudor Vladimirescu. A fost stat la bază Revoluției din 48, formării statului român unitar. Deci, și multe elemente au ajuns până astăzi. Încă două, trei cuvinte, nu tot spațiul românesc a avut norocul să se unească atunci, în 1859. Transilvania, în 18 s-a unit, Basarabia, în 18. Basarabia a suferit, din punct de vedere cultural, cel mai mult. Pentru că Imperiul Rus
ducea o politică de a preface pe toți supușii ei în rus. Asta era interesul. Și aici nu era, era numai o învățătură religioasă, în principiu, deci, sau era pentru, în limba rusă s-au format licee, așa, care erau pentru elită, se formează o elită rusească aici. Așa. Deci, totuși, din rândul intelectualității, s-au ridicat diferite personalități care continuau ideile modernității românești, deci, și în sub regim tarist. Cum Steri era, deci, chiar mai pe urmă și Halepa, și mulți aici n-am să-i numesc, îi cunoscut personalități, însă în popor s-a păstrat la perioada până la formarea națiunilor. Națiunile s-au format, națiunea română s-a închegat la sfârșitul secolului XVIII și începutul secolului XIX, când de la solidaritatea etnică între dânsii, așa, care a început deci, de mult, acum se formează conștientizarea originii comune a întregii popor român. Și dacă ei erau înainte o comunitate religioasă, erau o comunitate religioasă, e prim plan, așa, acum devine o comunitate națională românii în perioada modernă. Deci, în Basarabia ce se întâmplă? Oamenii, până la formarea națiunilor moderne, subliniez, pentru că este și Ioan Aurel Pop, academician, a demonstrat, este națiunea, cum zicem, medievală, așa, care e comunitatea etnică, la baza are. Deci, ei atunci, pe prim plan, era apartenența la un spațiu, la un teritoriu anumit. Să vă aduc un exemplu. Deci, în Franța, Debiu, cunoscutul istoric francez, povestea că în perioada medievală întrebai un țaran, cine ești tu? Păi, cine sunt eu? Nu vezi că am cruciliță? Sunt creștin. Păi, mă, creștin, cine mai ești tu? Păi, și eu trăiesc în Languedoc, eu sunt Languedoc. Zici. Păi, bine, tu cine mai ești? Nu mai ești încă cineva? Nu? Bă, nu știu. Dar poate ești francez. Da, ești francez, desigur. Pentru că cunosc specii din Burgundie, specii din Normandie și așa mai departe. Așa era și la noi. Cine ești tu? Ești creștin. Păi creștin, de cine mai ești tu? Păi, ești moldovan, trăiesc în Moldova și nu mi deci. Dar tu moldoveni, cine mai ești? Nu cumva ești neam de român? Păi da, că eu coșii din Transilvania, mă duc la dânsii, ei vin la mine, deci ne ducem la sărbători, circulăm. În perioada modernă, acest triunghi, cum s-ar zice, se întoarce pe prim plan. Fie e națiunea, fie e român, și apoi e creștin, și la sfârșit e moldovean, sorocean, orieian și așa mai departe. Pentru că n-au avut cultură, n-au primit o cultură laică aici în Basarabia. Noi știm că era în sfârșitul secolului XIX, erau câteva procente de oameni care cunoșteau carte aici. Iată că în Basarabia s-a păstrat deci, această mentalitate în rândul țăranilor, deci că ei deci, care corespundea deci, națiunii medievale. Ei se identificau după loc, după țară și așa mai departe. Și aceasta a început să fie depășită în perioada interbelică. Însă ea a fost foarte scurtă, iar deci, autoritățile sovietice iar au pus acest accent pentru a justifica de ce a fost Basarabia luată de la România. Aici e alt popor, altă numire, altă limbă, altă naționalitate. Dacă, după cum vedem, toate aceste momente își au lămurirea lor, dacă noi studiem profund, acea epocă când s-au zămislit, s-au format toate aceste momente, care multe au fost moștenite până în ziua de azi. Deci, vă chem să citiți literatură, să citiți deci, lucrările lui Bogdan, lui Răzvan Teodorescu, mai ales, lui Bogdan Murgescu, Platon și altora, ca să înțelegeți mai profund acele momente asupra cărora eu așa întreagăt m-am oprit în acest discurs.